Apar noi informații din dosarul copilului care ar fi fost călcat intenționat de un șofer. Bărbatul aflat la volan era verișorul tatălui copilului și ar fi comis gestul pentru a-i da o lecție după ce băiatul ar fi aruncat cu pietricele în mașina sa, spun rudele copilului. Poliția face cercetări în acest dosar. Mergem chiar acum la corespondentul Antena 3 CNN, Ovidiu Stan. El are toate datele. Bun găsit, Ovidiu, te ascultăm. Bun găsit! Accident controversat la Zizin, unde un copil care a vrut să traverseze strada este surprins și lovit de către conducătorul unui autoturism care efectuează o manevră de dat cu spatele. Deși șoferul spune că nu l-a observat pe copil, imaginile de pe camera de supraveghere sunt mai mult decât evidente legat de intenția conducătorului auto de a-i bloca copilului traversarea. Acesta dă cu spatele în viteză, cel mai probabil pentru a nu-l lăsa pe cel mic să treacă, însă îl lovește și îl calcă, trecând peste trupul copilului. Apoi mai trece o dată peste acesta. Părinții copilului cred că tânărul de la volan, care este și verișor cu ei, a vrut să-i dea o lecție copilului care ar fi aruncat cu pietricele în mașină. Un echipaj al ambulanței a ajuns la fața locului, a preluat minorul în stare gravă cu fracturi și coaste rupte, fiind internat pe terapie intensivă la Spitalul Clinic de copii din Brașov. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, sub coordonarea unui procuror de pe lângă parchetul Tribunalului pentru Minori și Familie. Ancheta este în curs și în funcție de probatoriul administrat se va propune soluția legală către instanță. Ovidiu Stan, mulțumim!